Polițiștii de frontieră au depistat miercuri 5 bărbați care au încercat să intre ilegal în România. Bărbații s-au ascuns în compartimentul de marfă al unui camion fără știrea șoferului. Acesta transporta, conform documentelor de însoțire ale mărfii, piese auto din Turcia pentru România. Procedând la verificarea mijlocului de transport, echipa comună de control formată din polițiști de frontieră români și bulgari a observat că partea superioară a prelatei semiremorcii este tăiată și cusută pe interior. În urma controlului amănunțit efectuat asupra compartimentului marfă, printre cutiile cu piese auto, au fost descoperite 5 persoane de sex masculin care nu aveau documente de identitate și care au declarat că sunt de origine afgană. La cercetări, șoferul camionului a declarat că nu avea cunoștință despre prezența bărbaților în mijlocul de transport. Polițiștii de frontieră au întrerupt călătoria bărbaților și, conform protocolului româno-bulgar, camionul, șoferul turc și cei 5 migranți cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani au fost predați poliției de frontieră bulgare, în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun.